În sfârșit, municipiul Giurgiu a revenit în atenția guvernului. Executivul a acordat printr-o ordonanță de urgență 14 miliarde de lei pentru subvenția la căldură. Din acest motiv, Consiliul Local Giurgiu s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a supune aprobării proiectul de hotărâre ce vizează alocarea acestei sume de la bugetul de stat către SCUT Giurgiu. Acești bani sunt alocați din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu destinația specială pentru subvenție SCUT. Din această cauză am considerat că este și urgent, pentru că nu vrem să dăm drumul la căldură în oraș. Pentru aceasta trebuie să facem o plată în avans. Guvernul a alocat sume defalcate din TVA pentru subvenția de căldură doar pentru 18 localități, printre care și municipiul Giurgiu.